Victorie mare pentru UTA contra celor de la Voluntari. Formația din Arad s-a impus cu scorul de 1-0 într-un meci în care ocazii au fost de ambele părți. Jucătorii Bătrânei Doamne au intrat bine în joc și au fost aproape de gol, însă Morar a trimis în bară în minutul 7, după o execuție spectaculoasă. Fabri a fost eroul meciului și omul care a adus 3 puncte arădenilor, grație golului marcat în minutul 78. Cel puțin deocamdată, UTA a urcat pe locul 8 cu 34 de puncte la 1 de Petrolul, care e în zona play-off și pe care arădenii o vor întâlni etapa viitoare la Arad. Când câștigi și oamenii care intră să vede, adică ajută echipa, normal că poți să ieși, că ești inspirat, dar trebuie să felicit între grupul, de felul cum s-au comportat astăzi. N-a fost ușor. A fost un meci care s-a jucat, la mijlocul terenului. Mai mult s-a tăiat, nu știu dacă a fost plăcut ochiului, dar pentru noi important e că am reușit să câștigăm aici, cu o echipă cu care ne luptăm. Adică ambele echipe avem obiectivul să ne salvăm de la retrogradare. Ați marcat, ați câștigat meciul ăsta, însă v-aș întreba de o fază pe finalul primei reprize. Cum ați văzut dumneavoastră intrarea lui Ricardinho la Oman? Au zis că a fost penalti. Acum, Dumnezeu știe, avem specialiști, avem VAR, dacă nu s-a solicitat, să revadă faza, n-are rost acum să convine. Sigur, dacă n-am fi câștigat, era clar că ce era, nu era, clar, altfel discursul. Ce mi-a plăcut reacția jucătorilor mei, că n-au protestat, n-au stat pe jos, cum fac alții și stau și toată lumea țipă, varu, varu. Ne-am văzut de joc în continuare.